Ok, salut la toată lumea, aici Denis. A fost o săptămână interesantă în cripto, o săptămână chiar nebună, aș putea spune, cu Doggy War, bătaia dintre meme coins, Doge și Shiba Inu, în care n-aș recomanda la nimeni să intre. Eu nu o văd ca pe, un lucru negativ, pentru că este clar că este o bulă care va exploda în curând și foarte multă lume va pierde banii. Ok, iar o parte negativă a fost cu rug pull-ul de la Squid Game, în care s-au pierdut foarte mulți bani. Ce este un rug pull? Un rug pull este atunci când creatorii proiectului fac cu bani. Chiar mi-a plăcut că am văzut pe Twitter o postare care spunea așa că dacă ai fi investit 650 de milioane de dolari marți sau luni în Squid Game, marți aveai aproximativ un dolar. Cam atât de mult a scăzut. De la 650 de milioane într-o zi la un dolar. Ok, astea sunt părți negative. Dar foarte multe știri pozitive au venit săptămâna aceasta. A început cu prima știre care am văzut-o a fost cu Facebook. Facebook care au spus că se vor schimba numele în realitatea virtuală, în numele în loc de Facebook Meta, și vor lucra în direcția aceasta. Mi se pare un lucru extraordinar. Eu aștept să se întâmple lucrul acesta din 2008. Din 2018, da, din 2018 mă așteptam. Atunci am investit în Decentraland. Dar nu s-a întâmplat nimic până acum, când am văzut că, uite așa s-a întâmplat. Eu am cumpărat undeva pe aici, prin 2018. Și uitați, nimic nu s-a întâmplat și a început să se miște. Oricum, aștept la mișcări mult mai agresive, la toate platformele acestea care lucrează în Metavers. Și cred că ați auzit cuvântul acesta metavers de multe ori. Ce este acest metavers? Este o realitate virtuală în care oamenii intră cu anumite dispozitive și se pot deplasa într-un mediu digital. Cam asta ar fi definiția. Acum ce vor să facă cam toate jocurile acestea, Axie Infinity, Decentraland? Vor să facă ceva de genul, dacă ați văzut filmul Ready Player One al Spielberg, care pe mine m-a impresionat foarte tare, cam lucrul acesta. Și marile companii au început să vadă lucrul acesta. Facebook a făcut primul pas, după care McDonald's a venit cu varianta de NFT, McRib NFT pentru realitatea virtuală. Următorul a fost Nike, care n-a rămas mai prejos și au făcut și ei demersuri în direcția aceasta. Și Microsoft, văzând ce se întâmplă, nu a vrut să rămână în urmă și s-au orientat și ei către direcția aceasta. Eu consider că realitatea virtuală, inteligența artificială, sunt subiecte pe care ar trebui să mai discutăm. Chiar mă gândesc să fac un video cu sectoarele în cripto, care cred eu că se vor integra foarte bine cu sectoarele tradiționale și le vor schimba într-un fel sau altul, pozitiv. Zic eu. Cam asta au fost știrile săptămâna aceasta, o săptămână nebună, piața se menține, văd că deși Ethereum a făcut all-time high și câteva monede nu prea se mișcă, decât monedele acestea în metavers. Mare grijă cu ele, acum am văzut că apar foarte multe proiecte pe metavers, faceți un research foarte bun, nu cumpărați orice și numai bine. Să ne auzim în următorul video.